Începem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Bună seara și bine ați revenit majoritatea la locurile voastre. Începem și a treia prezentare și ultima. Ok? Când vrei tu. Se numește 10 povești pe care le știi despre numele analitici. Nu știa tema pe care am ales-o. Apare și numele, dar e scris un tip font light, prea light. Îl cheamă Horaciu. Da. Mă cheamă Horaciu. Mă ocup de marketing online de 4 ani de zile. Am început pe funcția de SEO specialist la SEO Mentor. Am intrat în departamentul tehnic. Am optimizat foarte multe site-uri, iar în prezent ocup funcția de SEM specialist pentru site-ul de fashionanswer.ro. Firma noastră este o firmă poloneză care are deschis în 6 țări diferite magazin. În principiu primesc foarte mult partea de strategie și de grafică din partea colegilor din Polonia și eu mă ocup într-un fel mai mult de partea de implementare, dar în același timp încerc să vin cu cât mai multe idei pe care să le facem. Ok, suficient despre mine, să trecem la prezentare. Deci, 10 povești. O să încep prin a spune că ne încredem foarte mult în Google, nu numai în Analytics, ci mai multe servicii puse la dispoziție de Google. Uneori e bine, uneori nu e bine. E decizia fiecăruia cât se încrede în Google și cât nu. Și vreau să vă arăt. Îmi place foarte mult să alerg și acesta este traseul pe care l-am urmat și a fost înregistrat pe Google Maps. Cum se poate vedea, undeva pe aici m-am întors, am mai trecut râul, de fapt n-am trecut nici râul. Am ajuns prin bulevard, dar nu am ajuns prin bulevard. Se mai întâmplă și biciuri. Și cred că e foarte bine să avem niște date corecte în Google Analytics din cauza aceasta și slide-ul. Avem nevoie de date corecte în Google Analytics din cauza că prioritizăm investiția. Andrei spunea că Analytics nu este judecătorul business-ului, însă în același timp foarte multe decizii se iau pe baza datelor din Google Analytics. Un alt lucru pe care îl face Google Analytics este să ne ofere anumiți KPI pe baza cărora uneori suntem promovați, uneori suntem concediați. Iar un alt lucru, Google Analytics ne ajută să evaluăm o afacere întreagă. Adică an de muncă din partea unor persoane, putem să aruncăm o privire și să luăm anumite decizii cu privire la munca lor. Pentru ca datele să fie cât mai exacte, ar fi bine să știm următoarele lucruri. Și o să vă prezint 4 setări pe care eu le-am constatat că sunt folosite pe prea puține conturi. Prima setare este legată de filtrarea traficului. Multe agenții, companii nu o folosesc și în Google Analytics sunt introduse și traficul făcut de angajați, traficul făcut de agenția care se ocupă de, care face comenzi de test, traficul făcut de agenția de optimizare de conversii care face teste, tot felul. Este foarte bine să întrebăm care este serverul, care este adresa de IP a agenției, companiei și să filtrăm dacă traficul respectiv din cont. Am lucrat și la F64 unde, nu știu dacă ați folosit magazinul site-ul, ei în momentul în care mergi în magazin și doresc să-ți cumperi ceva, ei o să intre pe site și o să facă o comandă pentru tine pe site. Iar în felul acesta, dacă ar avea și comenzile din magazinul fizic, ar fi destul de irelevant informația pe care o primim în Analytics.
Următoarea setare este legată de anotări, admătări. Ce sunt admătările? Sunt niște comentarii pe care le introducem foarte ușor în Google Analytics. Este săgetuța asta mică care se dă jos și un drop-down și se creează o nouă anotare. În felul acesta putem scrie exact în momentul în care pornim o campanie TV, pornim un anumit segment al site-ului, facem redesign, facem migrare, tot felul de lucruri importante. Iar având datele respective, se poate vedea aici, unde voi da pe prezentare, cei de la Google, datele mele sunt luate din site-ul Google, care oferă un site de test. Iar cei de la Google au modificat domeniul site-ului și se poate vedea că le-a scăzut traficul aici și după o perioadă de timp, traficul și-a revenit la normal. Și în momentul în care vine o persoană nouă, vede direct notița, vede când a fost făcut redesign-ul, vede cât a durat, știe exact ce s-a întâmplat și este super util de folosit așa ceva. O altă setare mișto sunt alertele personalizate. Nu știu câți dintre voi folosiți aplicația de Analytics pe mobil. Ea ne arată revenue pe utilizator, iar printr-o alarmă personalizată putem, de exemplu, să setăm, să primim un e-mail în momentul în care valoarea pe sesiune este mai mică de o anumită valoare și atunci investim în trafic destul de mult, fără să avem rezultate. Vă recomand, se poate seta alarma pe diferite secțiuni ale traficului, pe trafic organic, pe trafic din Facebook, în diferite date. Le puteți seta voi în funcție de cum doriți. Iar o altă setare mișto sunt dashboard-urile sau tablourile de bord traduse în română. Nu știu câți dintre voi ați folosit galeria de dashboard-uri. Sunt în sală? 3 persoane. Ok. Dashboard-urile ne permit să vedem informația într-un alt fel. Am pus și un citat. În momentul în care vedem aceeași informație dintr-o altă perspectivă, putem să venim cu insight-uri noi, care în foarte multe cazuri ne ajută foarte mult să luăm decizii diferite și în același timp care pot avea un efect benefic asupra site-ului. Acesta e un model de dashboard și se pot vedea diferiți metrici, top 10 produse în funcție de revenue. Instalarea se face foarte ușor din pagina respectivă. Am pus un link pe prezentare, o să vă trimit și prezentarea la sfârșit, nu e nicio problemă. Puteți intra acolo și vă puteți instala pe contul vostru de Analytics diferite dashboard-uri. Vă recomand cu căldură să le testați și să găsiți unele bune. Poți să faci tu de la zero dashboard-ul, adică poți să faci tu de la zero dashboard-ul. Însă cele prezentate aici sunt unele făcute, utilizate pe peste 100.000 de conturi, făcute de oameni care lucrează la Google și... De Google și de utilizatori de Analytics. Aici nu se vede prea bine, sunt niște link-uri către oameni care au realizat dashboard-urile respective, iar ultimii doi au bloguri legate de Google Analytics și oferă foarte multe date mișto. Ok. În continuare vreau să vă prezint 6 rapoarte pe care tot timpul când am fost la prezentări mi-a dorit de ce n-aș spune ceva punctual legat să merg acasă și să apăs butonul ăla, să apăs butonul respectiv și pe urmă să aflu un rezultat. Și am încercat eu să vin cu așa ceva. Sper să, la sfârșit, pot să vă fi pe cu vostru.
Primul raport este legat de cele mai importante pagini. Acest raport se găsește în categoria de fluxuri, fluxuri de comportament. Și putem vedea în funcție de sursa de trafic și filtrând paginile, după pagini de produse care sunt, produsele care au generat cel mai mare venit. A fost un italian pe nume Pareto, care era, se ocupa de economie și tipul respectiv a spus că 20% din cauze pot produce 80% din efect. Și foarte multe site-uri, la foarte multe site-uri optimizând 20% din produse, chiar dacă produsul are 10.000 de produse, optimizând doar o parte din ele, putem să avem un efect foarte, foarte mare. Și o campanie de, indiferent, de media, de SEO, de Facebook, de AdWords, ar fi bine să înceapă optimizând aceste produse. Noi, ca